În momentul de față, satele Șiriu și Crișan nu dispun de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă. La sfârșitul anului 2008 au demarat lucrările pentru modernizarea și reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localitatea Băltăgești. În iunie 2009 au fost demarate lucrările pentru alimentarea cu apă a satelor Stupina și Gălbiori și pentru finalizarea canalizării menajere în localitatea Crucea. Însă, abia acum s-au putut demara lucrările. Vineri s-a dat ordinul de începere a lucrărilor de la rețeaua de apă pentru Stupina și Gălbiori. Ne-am întâlnit cu firma care a câștigat contractul de lucrări și pentru satele Șiriu și Crișan. Am predat amplasamentul, iar lucrările sunt pe cale să demareze și aici, a declarat Gheorghe Frigioi, primarul comunei Crucea. Valoarea proiectului a fost estimată inițial la peste 2 milioane de lei fără TVA. Contractul a fost adjudecat însă de o firmă din Brăila care va efectua lucrările pentru 1.651.950,76 de lei fără TVA. Oferta firmei s-a remarcat printre cele 6 primite. Rețeaua de alimentare cu apă a satelor Șiriu și Crișan va fi amenajată pe o distanță de aproximativ 15 km. Peste 8.000 de metri sunt doar la Șiriu și peste 6.000 de metri la Crișan. Pe 6 noiembrie am semnat contractul cu firma, a explicat edilul comunei. Un alt proiect care, potrivit șefului autorității publice locale, decurge conform planului este cel pentru înființarea centrului de informare turistică. Locuitorii comunei Crucea și nu numai vor beneficia în viitorul apropiat de un loc în care vor putea accesa informații referitoare la traseele turistice, obiectivele sau facilitățile de cazare din zona.